Muntenia 1, E81, e vorba de aproape 3 km de șosea, care nu începe, suntem cam la mijloc, lângă ambient, care se modernizează. Modernizarea nu înseamnă numai a pune un cobor de asfalt, ci înseamnă foarte multe lucrări pe care dumneavoastră le vedeți aici. În primul rând începem cu podul peste Ampoi, pe o parte deja s-au schimbat grinzile, s-a suprabetonat, urmează alte lucrări, vrem ca să terminăm repede, ca să se poată asfalta, să se mute circulația pe cealaltă parte. Deci ce încercăm? Încercăm să nu deranjăm atât de mult, cu toate că se lucrează sub circulație. S-au făcut traversările pentru apele pluviale, o zi, două au rămas canalele nu atât de bine ascupate, s-a turnat acum asfaltul și s-au ascupat toate. În general, cum să spun eu, suntem mulțumiți de cum se lucrează aici și de ritm. Lucrarea ar trebui terminată în aprilie, anul viitor, însă noi suntem siguri că se va termina mult mai repede, pentru că parte de lucrările de infrastructură și în special subterane se fac. Observați că șoseaua se lărgește, s-au introdus materialele care trebuie să facă suportul la stratul asfaltic. Sper ca în două luni de zile să poată să se înceapă pe anumite tronsoane să se toarne asfalt. Lucrarea este corelată înspre oraș și cu o parte de canalizare care este făcută pe fosul de mediu. Deci am încercat și am reușit ca o parte de canalizare să se facă înainte și lucrarea de drumuri să vină după. Cred că toată lumea își dă seama ce înseamnă asta. Înseamnă o intrare în oraș ok, pe 3 km, se face și iluminatul public, pistă de biciclete. Deci un lucru modern, un lucru necesar pentru Alba Iulieni, pentru cei care vin în Alba Iulieni, dar în special și pentru firmele care se dezvoltă în această zonă. E un lucru deosebit. Să nu uit, se va lucra și la pasajul peste calea ferată și vom încerca și sunt sigur că vom reuși să lucrăm. Să lucrăm tot sub trafic. Nu vrem să oprim circulația niciun moment aici, decât în cazurile excepționale, dar și atunci timpii e foarte scurs.